Hei, salutare! Sunt în drum spre o locație unde o să filmăm cu Farmec și Girovital. Sunt foarte emoționată. Mă grăbesc, deși nu știu de ce umblu așa rapid pe drum, de parcă sunt în pas alergător. E cel mai important proiect din viața mea și nu am cuvinte, deci efectiv sunt foarte bucuroasă, sincer. E prima dată când fac asta. O să vă țin la curent. Merg să mă întâlnesc cu echipa. O să vedem locația și când ajungem pe set, o să încerc să surprind tot ce pot mai bine behind the scenes. Hai că ne vedem imediat. Bună dimineața! Astăzi este o nouă zi și o să vă iau cu mine și astăzi încă într-un loc și o să vedeți și acolo ce o să se întâmple. Nu vă zic încă, pentru că oricum o să ghiciți când o să ajungem acolo și o să filmez. Ce voiam să zic este faptul că ieri a fost o zi absolut minunată. Sunt foarte fericită că am putut să fac aceste filmulețe și această campanie cu Farmec. O să apară și rezultatul final și o să vă arăt și atunci videoul oficial. Până atunci am încercat să vă duc așa puțin prin backstage, să zic behind the scenes. Sunt foarte recunoscătoare pentru ziua de ieri, a fost o experiență minunată și chiar dacă am fost super grăbită atunci pe drum și poate nu s-a văzut entuziasmul meu real, credeți-mă că sunt extraordinar de bucuroasă că am avut șansa asta să lucrez cu echipa și cu cei de la Farmec. Astăzi o să fac o schimbare de loc, așa o să vă zic un mic hint. Mi-a crescut foarte, foarte tare părul. Eu am avut de vreo 3 ani, aproape 4, părul tuns bob, apoi bob lung, apoi mediu. Am avut o felul de schimbări. Acum le-am lăsat să crească și este deja mediu spre lung. Simt nevoia că e de ajuns, nu mai îl vreau așa și atunci vreau să mă întorc din nou la bobul drept. Nu știu dacă m-am zis bine, dar sper să înțelegeți. Acum aștept taxiul și o să vă arăt rezultatul final, o să mă și vopsesc pentru că este cazul. Deci o să fie din nou o transformare de look, deși mi-a mai... nu e prima dată când fac asta, dar cumva trebuie să împrospătăm look-ul. De seară o să vă arăt și ce produse am filmat pentru Farmec și Girovital. Sunt niște produse noi din gama Stop Acne și Imperfecțiuni. Stați aproape pentru că o să revin și mie, mi-a ieșit aici un coș două, așa că numai bine că pot să și testez produsele. Ne vedem imediat! Ce bine e așa scurt!
acum, altă viață. Hei, vă salut din nou, de data aceasta din baia mea minunată, unde lumina este foarte proastă și îmi pare rău pentru asta deja. Vă salut și cu un nou look, mi-am pus și lentița asta. Am ajuns acasă de ceva timp, vreau să mă demachiez împreună cu voi și vreau să testez o mânușă, aceasta de la Glove, de pe sole. Și lentița mea tot de la Glove este de pe sole. Este o mânușă care se umezește pur și simplu și care îndepărtează machiajul doar umezită și apoi se spală ca și când am spăla orice altă haină. Hai să vedem, am umezită deja ca să nu fac biologie și o să încep prin a-mi îndepărta rimelul. Am avut un machiaj destul de simplu azi pentru că nu am vrut să încalc tenul foarte tare. Opa, că se și duce. Mă surprinde pentru că eu am testat mânușa când a avut întâlnirea BBM Cluj din vară și până când am testat împreună cu fetele, dar până când nu am testat-o pe mâna mea, să zic așa, nu, parcă nu venea să cred și mi se pare că, uite, rimenul se îndepărtează foarte ușor, deși este unul super, super rezistent și nu, atunci când mă demachiez cu deschidere de machiaj, trebuie să-mi stivist foarte mult și la fel și în zona sprâncenelor. Și s-a dus super ușor, hai să vedem și la buze. Așa arată, o să încerc să economisesc fiecare colțișor. Da, deci îndepărtează. A trecut testul, ca să zic așa. În cazul în care vă întrebați, cercei mei sunt de la Design by Kay, dar o să pun pagina ei de Instagram în descrierea videoului ca să vedeți mai multe. Acum o să curăț imediat și mânușa pe mine. O să o las deocamdată aici și o să-mi curăț tenul cu loțiunea de curățare de la Himalaya. Mai am foarte puțin fix aici pe fund pentru o folosire și o să vă arăt niște produse noi pe care le-am și pozat și filmat la împreună cu Gerovital și Farmec. Sunt niște produse anti-acne din gama Stop Acnee și numai bine că pot să le și aplic pentru că am aici două coșulețe. O să-mi curăț tenul și revin să vă povestesc mai multe. Aplic pentru prima dată acest nou produs de la Gerovital din gama Stop Acnee. Este un fluid purifiant care se aplică după ce curățăm foarte bine tenul cu îl demachiem și apoi îl curățăm cu gel de curățare. Să știți că sunt foarte bucuroasă să pot să testez aceste produse. Practic, produsele încă nu au apărut pe piață, probabil că săptămâna viitoare o să apară și la ei pe site sau în magazine, așa că sunt extraordinar de încântată să pot să încerc aceste produse și să pot să vin cu un feedback în timp real pentru voi ca să vă faceți o idee. Mă tot uit, îmi vine să mă uit aici, dar de fapt eu trebuie să mă uit în cameră. Așa. Am curățat tenul cu
cu fluidul acesta și acum, pe lângă faptul că eu voiam să vă arăt că am două produse din gama Stop Acne, nu știu unde este celălalt tub fix, așa ca să vă arăt cât de mult îmi place crema asta pe bază de acid salicilic. V-am povestit și pe blog despre cremuța asta, eu nu pot să trăiesc fără această cremă minune. Este până în 20 de lei, mi se și termină tubul ăsta. Ok. Așa ca să vedeți că eu chiar folosesc produsele astea și nu vorbesc prostii în review-uri. O să caut pe cealaltă pentru că nu știu unde este. Relativ plin. Și ăsta este săracul pe terminate. Și o să-mi aplic puțin în zonele unde am niște roșeață. Sunt niște fete mai vechi, foarte vechi, de câțiva ani. Și o să aplic, bineînțeles, și în zona unde am coșurile. Eu ziceam că, efectiv, nu pot să trăiesc fără crema asta și nu aplic neapărat doar atunci când am coșuri, ci și ca să scap de o ușoară roșeață. Așa, și acum o să-mi aplic. Practic, asta este o scurtă rutină de seară și în același timp integrez și noi produse, cum ați văzut și fluidul ăsta de la GeroVital, ca să pot să-mi fac și o idee, să văd cum reacționează tonul. Asta a fost Hydra Genius de la L'Oreal și pentru această cremă am un review pe blog. O să vă las link-ul în descriere, la secțiunea beauty și acolo găsiți descrierea videoului, la asta mă referam. Aici, la link-ul ăsta, găsiți toate articolele atât despre beauty, cât și despre ținute, sfaturi, fashion și călătorii, tot ce am mai făcut eu, mai important. După ce am întins din, este o cremă super, super fluidă, este aproape ca un ser, este apoasă pentru că ingredientul activ este cu aloe vera și atunci aloe vera are o consistență așa foarte lichidă. Și acum o să iau de aici din dulap crema de noapte, tot de la GeroVital. Este o cremă anti-rid pentru că deja la 25 de ani aproape o să încep să mai am mai multe grijă de partea asta. Nu că aș avea foarte multe riduri, dar este un început și mai bine să previi decât să nu ai ce să faci mai târziu. Asta este o rutină așa mai simplă de seară pentru că pot să mai fac și alte măști sau să aplic un acid, o loțiune cu acid glicolic pentru, așa, pentru pete și roșeață, dar o să fac un alt video mai detaliat despre tot ce folosesc eu, dar în mare, principalul produs, v-am spus, fără de care nu pot să trăiesc, este această cremă ultra activă de la GeroVital din gama Stop Acne. Și de ce spun că nu pot să trăiesc fără această loțiune? Pentru că are ingredientul de bază acid salicilic care îndepărtează coșurile și petele. Este unul dintre cele mai bune. Și acum, după ce am aplicat toate cremele și așa o mică parte din rutina mea de seară, am un produs pe care vreau să-l încerc și e prima dată când fac asta împreună cu voi. Sunt aceste patch-uri sau act-build-uri de la GeroVital din gama Stop Acne. Sunt super, super funny pentru că, vedeți, sunt și cu inimioare, emojis sau trifoi, diamant.
Este o bandă, așa, eu am una acum la îndemână cu peciuri incolore, dar sunt, v-am spus, și cu emoji și cu tot felul de simboluri. Și ce facem cu acestea? Ei bine, acest cerculeț este un patch, un activil care se aplică fix pe coș. Adică eu o să aplic două aici, fix unde am coșurile astea două. Patch-urile sunt fix cu acid salicilic, exact cum este și crema despre care v-am tot povestit. Este un produs nou, așa cum este și acest fluid. Sunt două produse care acum se lansează și pe care mă simt onorată chiar să pot să am ocazia să le testez premieră, să zic așa, înainte să ajungă pe piață. Și se îndepărtează, are aici un mecanism, dacă vedeți, se dezlipește. Și se mai dezlipește încă o dată chestia asta care nu se prea vede pentru că e incoloră. Și ca să ne ajute să lipim și acum... Practic ăsta e incolor, nici măcar nu se vede. Am lipit pe primul coș, mai au încă unul. Tot așa, se dezlipește super simplu și opa. Gata. Se fixează, puteți să și dormiți, că eu asta o să fac și să știți că se aplică minim 6 ore, maxim 12, se poate sta cu aceste peciuri. Vedeți că nu vă deranjează, nu aveți nicio problemă, stați cu ele, nu râde nimeni de voi, nu sunteți, nu știu, caragioase, puteți, dacă aveți un coș și călătoriți, să aplicați peciurile astea în timpul călătoriei, în avion, în tot felul de ipostaze, unde poate că intrați în contact cu mai mulți oameni față de atunci când ați fi la voi acasă și nu vă vede nimeni, așa că sunt super simplu de folosit și, cum am spus, sunt special concepute cu acid salicilic ca să practic să coșul să se retragă și să nu mai rămânem cu roșeață și cu alte pete. Bineînțeles că putem folosi întreaga gamă stopacne ca să ne ajutăm toate produsele, sau dacă nu, să mergem și la dermatolog ca să mai facem și așa un update la rutină și să vedeți dacă, într-adevăr, dermatologul vă recomandă o gamă anume, pentru că suntem diferiți, avem reacții diferite, avem și probleme diferite, mai grave sau mai ușoare, așa că e foarte important să consultați prima dată un medic și apoi să vedeți dacă se potrivesc produsele acestea. Eu asta zic, oricum, orice aș folosi, pentru că eu am avut foarte, foarte multe probleme cu tenul și am folosit multe produse. Unele mi-au cauzat erupții sau roșeli sau iritații, nu le-am mai putut folosi, așa că se întâmplă oricărei persoane, e important să testăm, să vedem ce ne place, ce nu, și să consultăm un medic și atunci să construim o întreagă rutină potrivită pentru noi. Eu vă salut cu noul look, mă simt foarte bine și e așa o senzație de ușurare totală. Vă mulțumesc tare, tare mult că ați urmărit până aici și sper că v-a plăcut. Asta a fost primul vlog și abia aștept să mai filmez.